Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În prima decada a lunii decembrie, leii tipici pot avea o tendință de a sări la concluzii și de a lua decizii impulsive. Toate acestea nu numai că nu îi vor salva de problemele apărute în arena profesională, dar pot chiar agrava o situație deja tensionată. Lei trebuie să facă față unor probleme de lungă durată. Gândește-te la cineva cu care trebuie să stabilești contact pentru a-ți curăța conștiința. Este probabil să devii inițiatorul reconcilierii, ceea ce este foarte lăudabil. Nu lăsa probleme nerezolvate, vei avea timp, cât și putere să schimbi totul în bine. Dar Lena va trebui eliminată. Dragoste, fii loială membrilor familiei tale cei dragi au nevoie de atenție și sprijin. Da, există certuri și conflicte, dar poți să dai dovadă de înțelepciune pentru a nu le permite în viitor și fi prima care suporte să fie cu capul plecat. Pentru a elimina probleme în relația romantică cu a doua jumătate sau cu îngrijirea copiilor, încearcă tot felul de reparații în gospodărie, mergeți la rude, ai grijă de creșterea copiilor multe cupluri pot beneficia de o schimbare de peisaj. Lei singuri vor dori să intre într-o relație. Vei avea șansa de a întâlni oameni interesanți și de a plonja în dragoste, dar nu înainte de 20 decembrie. Când te întâlnești, încearcă să fii reală, fără lingușiri și pretenții. Discute imediat despre intențiile și preferințele tale pentru a liniști pe potențialii pretendenți. Sănătatea Leul poate avea probleme cu vasele de sânge și cu capul, dacă ai dureri de cap, almețeli și tensiune ridicată, consultă un medic, situațiile stresante vor provoca, de asemenea, atacuri de migrenă și atacuri de panică, caută echilibrul și armonia, încearcă să nu fii atentă la negativism, dedică-te sportului calm și relaxării, în grabă ai tendința de a fi supraexcitată și de a-ți pierde rapid cumpătul, acesta este principalul tău dușman. A doua jumătate a lunii decembrie este excelentă pentru tratamente de înfrumusețare. Ședințe reușite pot fi de întinerire, detoxifiere, curățare. Dacă plănuiești soare, fă o tunsoare, atunci fă-o după 15 decembrie o schimbare radicală te va ajuta să-ți oferi încredere și chiar să-ți imaginezi fizic bunăstarea. Banii Nu alerga după bani. Acum este important să-ți consolidezi credibilitatea la locul de muncă. Ești obișnuită să-ți alegi drumul, dar merită să te gândești să alegi că e oneste. Nu înșela oamenii? În decembrie totul va deveni clar și poate duce la amendarea sau concedierea ta. Oamenii responsabili din punct de vedere financiar ar trebui să fie deosebit de atenți, mulți lei se vor inspira din călătorire de afaceri sau la conferințe. Vei dori să înveți lucruri noi, să mergi mai departe, să primești educație suplimentară. Acest lucru este foarte lăudabil și îți va aduce un mare succes. În plus, vei putea stabiliza situația financiară. Totuși, Caută posibilitățile de a trăi în limitele tale și nu cheltui mai mult decât îți poți permite. Dacă simți că nu mai sunt suficienți bani, atunci activează modul de economisire. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!